Pământul depopulat. Mă uit la pământ și iată că este pustiu și gol. Mă uit la ceruri și lumina lor a pierit. Mă uit la munți și iată că sunt zgâduiți și toate dealurile se clatină. Mă uit și iată că nu este niciun om și toate păsările cerurilor au fugit. Ieremia 23:25. La venirea Domnului Hristos, nelegiuiții sunt șterși de pe fața întregului pământ, consumați de suflarea gurii Lui și nimiciți de strălucirea slavei Sale. Hristos își ia poporul în cetatea Lui Dumnezeu, iar pământul este golit de locuitori. Iată, Domnul deșartă țara și o pustiește. Îi răstoarnă fața și îi risipește locuitorii. Țara este pustiită de tot și prădată, căci Domnul a hotărât așa. Ei călcau legile, nu țineau poruncile și rupeau legământul cel veșnic. De aceea mănâncă blestemul țara și suferă locuitorii ei pedeapsa nelegiuirilor. De aceea sunt prăpădiți locuitorii țării. Pământul pare un pustiu trist. Ruine ale orașelor și satelor distruse de cutremur, copaci dezrădăcinați, stânci sfărâmate, aruncate de mare sau scoase din pământ, s-ac răspândite pe suprafața pământului, în timp ce văgăuni uriașe marchează locul unde au fost mulși munții din temeliile lor. Acum are loc evenimentul prefigurat în ultimul serviciu solemn al zilei de ispășire, când se încheia lucrarea în Sfânta Sfintelor, iar păcatele lui Israel erau îndepărtate din sanctuar în virtutea sângelui jertfei pentru păcat. Atunci era adus înaintea Domnului țapul cel viu. Apoi, în fața adunării, marele preot mărturisea pe capul lui toate nelegiuirile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei, punându-le pe capul țapului. Tot astfel, când lucrarea de ispășire din sanctuarul ceresc se va încheia în prezența lui Dumnezeu, a îngerilor cerești și a oștilor celor răscumpărați, păcatele poporului lui Dumnezeu vor fi puse asupra lui Satana. El va fi declarat vinovat de tot răul pe care i-a provocat să-l comită.